Accident cu scandal în județul Argeș, un autoturism care circula cu viteză spre Pitești a intrat în coliziune cu un tir ce intrase în depășirea unei mașini, moment în care o femeie de 87 de ani care traversa strada a fost lovită chiar pe trecere. Cei doi conducători auto implicați în accident au fost pe punctul să se ia la bătaie. Cineva a lovit pentru ea. Vorbeam în depășirea față mea. Eram în depășirea lui și am așa în depășirea. Deci dacă trei sferturi din camion a trecut, îți mai sunt eu vinovat. Eu l-am văzut când a frânat, dar ce să-i mai fac? Omoram pe toată lumea după dreapta. M-am dus, m-am tras pe dreapta și uite. Din fericire, bătrâna a scăpat cu câteva răni ușoare. A fost accidentată în timp ce încerca să traverseze strada. Nu are leziuni grave, o vom transporta la spital pentru investigații suplimentare. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul și cine este vinovatul.